Înseamnă un câine agresiv? Ei bine, avem răspunsul tot în această ordonanță, chiar aici, în acest articol, unde scrie că un câine este agresiv atunci când el atacă pe domeniul public sau privat. Atenție, poate fi inclusiv la tine în curte sau în apartament. Neprovocat. Și aici, parțial sunt de acord în sensul în care, inclusiv un câine mic, da, dacă atacă neprovocat, poate fi considerat a fi agresiv. Însă, atenție! Cine stabilește dacă acel câine este cu adevărat agresiv sau nu? Ei bine, aici vorbim de asociația kinologică cu ai săi specialiști care vin și fac o evaluare a câinelui respectiv la solicitarea poliției, care s-a sesizat în urma acelui atac canin care a precedat această analiză, nu că de asta spunem a avut loc un atac al câinelui neprovocat, și asociația kinologică prin specialiștii săi face o evaluare etologică, adică comportamentală a câinelui, și eliberează o adeverință prin care spune dacă acel câine este sau nu agresiv.